Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală, sau altfel spus CUSIM, din cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu, a organizat o sesiune de celebrare a 10 ani de activitate cu genericul Simulare în Instruire și Siguranță în Acțiuni. Cum s-a desfășurat evenimentul, urmăriți în continuare. La sesiunea aniversară au participat reprezentanții Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, ai Biroului de Cooperare al Elveției în țara noastră, ai Biroului OMS în Republica Moldova, inclusiv reprezentanții misiunilor diplomatice. Educația și excelența în medicină sunt fundații necesare în realizarea acestui obiectiv. Din partea Statelor Unite și a USAID și a Carolina de Nord, pot să vă comunic că suntem mândri pentru a fi participat în succesul dumneavoastră prin donații, colaborări și schimb de experiență. Reprezentanții CUSIM au fost felicitați online și de către colegii lor din Ucraina și Cehia. Anul acesta avem norocul de a iniția o colaborare cu Centrul de Simulare din Moldova, Chișinău, CUSIM. Am avut o experiență minunată vizitând aulele, care sunt incredibile. Admirăm de asemenea programul desfășurat acolo. O deosebită plăcere, vreau să vă felicit, colegi și prieteni ai Centrului de Simulări CUSIM, primul jubileu serios de 10 ani în această zi. În afară de urări, vreau să vă spun mulțumesc pentru că anume CUSIM a fost cel care ne-a învățat tot ceea ce cunoaștem. La aniversarea unui deceniu al CUSIM au participat rectorul USMF, dar și ministrul Sănătății din Republica Moldova. Acest centru este un centru model în toată Europa de Est. Și necesitatea în instruire, în special acum când avem atâtea urgențe de sănătate publică și de asemenea urgențe care sunt create de conflicte militare, de războaie, într-o imediată apropiere necesită o instruire specială, aș zice specializată, a unor categorii de medici. Această aniversare reprezintă nu doar o retrospectivă a realizărilor noastre, ci și un angajament pentru viitor. În continuare vom investi în tehnologii noi și cele avansate pentru a oferi o experiență de învățare mai realistă și mai eficientă beneficiarilor noștri. Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală, inaugurat în anul 2013, are drept misiune sporirea siguranței actului medical și sporirea siguranței pacientului prin implementarea metodelor moderne de educație și a practicilor medicale bazate pe simulare, care permit obținerea competențelor și abilităților medicale corecte.